Ieri, în jurul prânzului, sub lumina domoală și stingherea unei toamne care nu prea vrea să îngălbenească frunzele și zidurile, cetatea de Scaun a Sucevei se odihnea în liniște sub privirile agere ale unor gardieni îmbrăcați ca zon, cu uniforme ca la carte și cu mâinile în buzunare. Vreo 4 gardieni moleșiți de amiază și de importanța misiunii lor în sistem și vreo 10 turiști gălăgioși de prin sudul României care au traversat-o în mai puțin de 10 minute. Noi ne-am dus să vedem zidul Buclucaș, care nu vrea sub nicio formă, nici cu aprinse și întărite rugăminți de la partidul PSD, dar nici cu cele la fel de fierbinți și tânguitoare ale administrației județene prin gura Sfântului cu nume Iubăreț Cătălin să stea drept și mândru. Acesta s-a grăbit să ne facă de rușine în toată România pentru că a început să crape la nicio lună de la inaugurare și acum înfierbântă telefoanele în cabinetele puterii și pune în pericol rețetele sacralizate ale paraîndărătului mântuitor de suferințe și de campanii electorale reușite. Căci după rușinea fără margini a inaugurării acestei investiții fundamentale pentru Suceava, care a costat peste 10 milioane de euro, doar în prezența unei doamne europarlamentar PSD, Corina Crețu, și al cheilor de partid la guvernare, nu ne mai trebuie o altă rușine națională și o asemenea erezie. Da, noi am constatat o fractură la un perete aflat în lângă zona postului Gârlici. Actualmente zona este amenajată cu scări pentru a putea fi facil vizitat spațiul generic denumit halele de jos, o fractură destul de vizibilă. În consecință am făcut imediat hârtie către Consiliul Județean, știut fiind faptul că monumentul se află în perioada de garanție. Am fost la fața locului cu constructorul, evident reprezentanții Consiliului Județean. Constructorul a spus că va lăsa să se așeze pământul, va folosi o tencuială elastică până se va așeza pământul, după care va reveni. Deci nu este un lucru foarte grav. Da, tencuiala elastică la ce folosește? Mascaze estetic? Exact. Mascaze estetic, bun. Da. Dacă mascaze estetic, cine încălzește pe noi? Adică e ca și cum ascundem gunoiul sub preș. Nu-i chiar așa. Din explicațiile constructorului, am avut discuții inclusiv la Direcția pentru Cultură cu domnul Viorel Blănaru, el fiind reprezentant Ministerul Culturii în teritoriu până la urmă. Este vorba de un zid construit nou și, mă rog, ca orice construcție nouă, are o perioadă de așezare. Da, domnule Iusin, dacă dumneavoastră, dar un zid construit nou pe un teren de 700-800 de ani. Da, vezi, care a avut, nu chiar așa, din păcate acel teren a avut de suportat destul de multe intemperii de-a lungul timpului. Zidul proaspăt construit pe un teren tasat de peste 600 de ani, flancat de martorii de sticla arhitectului, face frondă și creează fisuri semnificative. Pe unele alei, pavajul s-a desprins sau s-a distanțat, iar apa bolborosește la propriu, probleme extrem de grave în camera cu pulberi, unde mucegaiul și igrasia înfloresc în toată splendoarea. Proiectul de reabilitare și consolidare a cetății de Scaun a fost promovat de Consiliul Județean și Primăria Suceava încă din anul 2006 și avea o valoare de 52 de milioane de lei. Majoritatea banilor pentru proiectul de consolidare și reabilitare a cetății de Scaun au fost asigurați din fonduri europene prin programul operațional regional. Este cel de-al 6-lea proiect cu fonduri europene derulat în municipiul Suceava și în care unul din beneficiari este primăria, celălalt beneficiar fiind Consiliul Județean Suceava. Lucrările au fost efectuate de o asociere formată din firmele sucevene General Construct, Loial și Restaco, alături de grup Corint din Alba Iulia. Legea restaurării nu dă voie să se facă lucrări atât de importante bazate pe ipoteze. Cetatea de Scaun a Sucevei a fost restaurată după lungi controverse și nenumărate abandonuri. Proiectul a fost presupus, în principal, stabilizarea versantului de nord și închiderea cetății pe această latură, refacerea unor părți din cetate, construcția fiind ridicată cu aproximativ 20%, introducerea de instalații electrice, rețea de alimentare cu apă, hidranți și stație de epurare, dar și reabilitarea zonei de protecție.
Pentru unii, 450 de miliarde de lei vechi par a fi foarte greu, o tortură să fie numărați. Pentru alții este o veselie și foarte ușor să fie cheltuiți. Acum, în ce măsură, judicios sau nu, au fost cheltuite aceste fonduri europene, nu știm. Cert este că gurile rele spun că cu această sumă, cu 450 de miliarde vechi, ar fi construit două cetăți, adică 10 milioane de euro. Ar veni în bani românești, ar fi construit două cetăți de la zero. Nu știm dacă e adevărat sau nu, dar se pare că au dreptate. E mult mai ușor și mult mai ieftin să iei de la zero, de la minus 5 și să te duci pe verticală. În cazul de față, s-au cheltuit 10 miliarde, 450 miliarde, 10 milioane de euro pe o, știu, o reconstrucție care deocamdată nu produce decât puțină mirare și puțină îngrijorare. Zidul acesta construit și care deja pe o distanță de 4-5-6 metri, poate mai mult, s-a crăpat, e la fel un semn dumnezeiesc și un semn divin. Întrebarea simplă a unui om, fără prea multă să-i spunem răutate în suflet, este următoarea. Cum este posibil ca un zid construit pe un teren bătătorit de peste 600-700 de ani să fie, să se crape într-o lună de zile? Nu știm. Probabil o va spune specialistul, dar consultat fiind în alte împrejurări asemănătoare, specialistul spune că până nu se tasează terenul, zidul acesta se va crăpa mai departe. Bineînțeles, cu oarecare răceală și cu oarecare dispreț față de întrebările noastre pionerești. Problema este în felul următor. Acest zid este nou, are dreptate constructorul, dar terenul pe care a fost construit este tasat de 700 de ani. Deci un teren care nu a fost balastat și basculat în momentul construcției, ci care e acolo de 700 de ani. Așa că explicația, precum că terenul nu s-a așezat, este puierilă și copilărească și pe altă parte, ca nuanță, este și părerea noastră, zicem noi, insultătoare. Neserioasă. Neasumarea unei asemenea, să-i spunem, unei asemenea erori este neseriozitate și în același timp un fel de afront cetățenilor obișnuiți cu mirările zilelor noastre și mai ales obișnuiți și cu faptul că ei știu că jumătate dintr-o investiție în zilele noastre se întoarce sub diferite forme în buzunarele celor care au comandat-o. Putem crede că poveștile sunt la ele acasă în cetatea de scaun a Sucevei, atât timp cât visătorii incorigibili își propun să arate lumii că pe diversi pereți ai cetății sunt proiectate umbre de cavaleri luptându-se, un călău decapitând și un executat cerând milă, gardieni rostogolind butoaie, un fierar turnând metal, iar în finalul spectacolului, pe fascicule de fum, sunt proiectate raze laser ce redau imaginea lui Ștefan cel Mare, iar pentru creșterea atractivității în perimetrul cetății de scaun a fost instalat un sistem de sunet și lumini care proiectează umbre fragmentare de călăreți însoțite de zgomote specifice, apoi umbre de gardieni și zgomote care imită străjerii în mișcare. Totodată în cetate se aude un fond sonor de slujbă religioasă, urmat de prezentarea de umbre de domnițe cu fundal sonor de vorbe și râsete.